Inspectoratul Teritorial de Muncăneamț a desfășurat o campanie națională privind modul de exercitare a unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri. Au fost verificați un număr de 27 de angajatori la care au fost găsite nenumărate nereguli ce au fost sancționate. Deci, în perioada 3 octombrie 2016, Inspectoratul Teritorial de Muncăneamț a desfășurat campania la nivel național privind respectarea de către beneficiari ai prevederilor legii numărul 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri și a normelor metodologice de aplicare a acestea în domeniile prevăzute de articolul 13 a prevederilor legale privind prevenirea și combaterea exploatării copiilor tinerilor prin munca în aceste domenii. Unul dintre obiectivele campaniei a fost identificarea beneficiarilor care folosesc zilieri, luarea măsurilor care se impun pentru nerespectarea de către aceștia prevederilor legii 52/2011 privind exercitarea cu caracter unor activități cu caracter ocazional, atât în domeniul securității, sănătății în muncă, cât și în domeniul relațiilor de muncă. În ceea ce privește domeniul de muncă, au fost verificați un număr de 27 de beneficiari, la care desfășurau activități un număr de 81 zilieri. S-au constatat 33 de deficiențe în domeniul relațiilor de muncă, fiind dispuse toate de măsuri pentru remedierea acestora. Au fost aplicate sancțiuni contravenționale, în special la angajatorii la care au fost depistați muncind și minori. S-au aplicat două sancțiuni contravenționale, în care un avertisment pentru încălcarea legii 52/2011 și o amendă în cuantum de 10.000 de lei pentru încălcarea altor prevederi legale în domeniul relațiilor de muncă, respectiv muncă la negru. Pentru unul dintre beneficiarii de lucrări, ce avea ca obiect activitate cultivarea cerealilor, plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase, s-au întocmit documentația necesară privind constatările efectuate pentru a stabili dacă sunt întrunite elementele constitutive ale următoarelor infracțiuni, respectiv infracțiunea prevăzută de articolul 264 alineatul 4 din Codul Muncii, primirea la muncă a mai mult de 5 persoane, au fost identificate 20 persoane fără forme legale de angajare și respectiv infracțiunea prevăzută de articolul 265 alineatul 1 din Codul Muncii, privind nerespectarea condițiilor legale de vârstă sau folosirea acestora pentru prestarea unor activități cu încălcarea prevederilor legale referitoare la regimul minorilor, fiind identificați 3 minori. Ceam era de perioada orașului de acolo. Nereguli au fost constatate și în domeniul relațiilor de muncă. În acțiunile de control au fost aplicate și aici numeroase sancțiuni. În ceea ce privește deficiențele constatate în domeniul securității, în domeniul relațiilor de muncă, prin de faptul că n-a fost înaintat lunar până cel târziu la data de 5-a fiecare lună către Inspectoratul Teritorial de Muncă, un extras al registrului de evidență al zilierului conținând înregistrări din luna precedentă, neregistrarea în registrul de evidență al zilierilor în ordine cronologică, zilierii ce au raportul de muncă în perioadele în care beneficiarul apelează la serviciile zilierilor, necompletarea registrului de evidență al zilierilor înainte de începerea activității, conform instrucțiunilor prevăzute în lege. În ceea ce privește domeniul securității, sănătății în muncă, au fost verificați în număr de 26 beneficiari cu 81 de zilieri, s-au constatat 11 deficiențe pe întruparea s-au dispus 11 măsuri de remediere, au fost sancționați cei 11 beneficiari, care s-au aplicat 11 sancțiuni contravenționale, din care 10 avertisment și o amendă valoare de 1.000 de lei. Obiectivele campaniei au constat în primul rând în diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de către beneficiarii din domeniile controlate a legislației muncii. Au fost acordate termene de remediere a deficiențelor constatate care trebuie respectate cu strictețe de către angajatori.